Când invităm pe fratele Nicu aici înapoi, nu este ușor să știți, să stai mult pe picioare și încă și să vorbești. Doar dacă ești acolo la Andreu în afară. E așa și nu este. Este mult mai greu să asculți decât să vorbești. Deci trebuie să știți treaba aceasta. Ascultătorul e mult mai încordat decât vorbitorul. Și mă bucur de faptul că voi ați pus efort serios astăzi și prin harul bunului Dumnezeu sunt convins că plecăm din casa lui Dumnezeu pe alt drum decât cel pe care am venit. E foarte important lucrul ăsta. Dacă cineva are o întrebare aici pe loc, nu este nicio rezervă, vă puteți ridica frumos, dacă se poate răspunde bine și dacă nu o lăsăm pentru altă dată. Aș dori să ne concentrăm puțin asupra situației prezente din lumea noastră, pentru că sunt foarte multe frământări, sunt oameni disperați, sunt mulțimi mari de oameni părăsiți, prinși în situații groaznice. Chiar vă rog să vă rugați, mi-a părut rău că nu am reușit să-i spun fratelui Costel încă dinainte. Pe când veneam acum pe drum, am primit o veste că un coleg, pastor și soția lui, amândoi sunt infectați cu coronavirus. Și să ne rugăm pentru ei. Situația este destul de grea în cazul lor, datorită și vârstei și condiției medicalelor. Frate Costel... Deci, cred că respectăm dorința nepotului dumneavoastră și vorbim așa, despre virus. Despre nu știu dacă vom putea răspunde de ce a mâncat chinezul Iliacul, dar probabil că era nu, dar nu știu ce a fi făcut Iliacul ăsta, de asta i-am spus nepotul, trebuie să aflăm ce a făcut Iliacul ăsta de a ajuns acolo în farfurie la omul ăsta. Probabil sunt câteva gânduri care ne-au frământat pe toți. Da. În perioada aceasta, când virusul acesta și știrile mai ales și mass media am împărțit informații cu nemiluita peste noi și din fiecare 5 minute ne-a făcut updates că sunt mai mulți oameni și mai mulți oameni și mai mulți morți și mai mulți. Una din întrebările pe care probabil fiecare dintre noi am avea-o, cum noi ca și creștini care zicem că ne încredem în Domnul să tratăm subiectul acesta al panicii, fricii care pune stăpânire peste toți și cum să ne deosebim noi. Nu ne încredem Dumnezeu dacă luăm niște măsuri oarecare preventive, nu ne încredem în Dumnezeu dacă ne vede cineva cu mască sau dacă ne ducem și noi la magazin să luăm mai mult salam sau cum vedem noi lucrurile acestea ca să putem să nu învinuim pe unii de necredință și pe unii de prea mari credincioși. Da. Sunt două extreme. Pe stânga este necredința, te temi de umbra ta, te temi de tot ce mișcă, asta e necredința. Pe dreapta, extrema dreaptă, este încumetarea. Nu ai treabă cu nimeni, frate, tu ești... Da. Adevărata credință ancorează în Dumnezeu și își face toată datoria ei. Când Domnul Iisus Hristos l-a trimis pe profetul Isaia la Ezechia, care era pe moarte și a cerut de la Dumnezeu scăpare, profetul Ezechia i-a spus, pune o turtă de smochine pe rană. Nu pun, frate, doar prin cuvânt, atât am crezut. Dacă nu pui, o să te faci ca smochina până la urmă. Dacă nu pui, adică trebuie să ai grijă. După aia i-a spus lui Naaman Sirianu, bagă-te în apă. De ce să mă bag în apă? Păi te ia gârla dacă nu te bagi în apă, să știi. Adică trebuie să te... Ai două posibilități. Ori te bagi în apă, ori te ia apa. Deci din două una. Și bine că a avut prieteni înțelepți. Pentru că în încumetarea lui și în mândria lui, păi ce, n-am eu râuri curate în Siria, mie îmi trebuia tulbureala asta din Iordan de aici și unde mă... Și prietenii buni contează mult în timpul ăsta. Vedeți că sunt eroi din aceștia care se bat cu cărămida în piept, fraților, cu Domnul înainte, intrăm în virus și în astea, ia moartea după colț. Nu e nicio diferență, imediat se vede lucrul ăsta. Asta e încumetarea, asta nu este credință. Ești dator să împlinești, așa a spus Fiul lui Dumnezeu. Ion zice, nu se poate să te botez eu pe tine și Iisus i-a spus, atenție, învață ceva. Așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Asta e partea ta. Tu nu poți să te păzești de molima care bântuie ziua în amiază mare, dar tu poți să faci tot ceea ce știi și ține de tine.
Psalmul 91, care este citat din greu în speță în zilele acestea, el spune așa: nu e nevoie de frică, nu trebuie să te temi, frica n-a scăpat pe nimeni până acum. Dacă intri în frică și în panică cu privire la acest lucru, prima victimă a fricii tale este sistemul imunitar. Ai distrus puterea de apărare a corpului. Frica are o putere devastatoare asupra sistemului imunitar. Și zici că mor de microb, dar mor de frică, de fapt. Frica te-a omorât, ea te-a dus acolo. Frica creează în om o stare ca și realitatea, deci nu e nicio diferență. Un om poate să moară de inimă, fără să fie adevărat, de ceva, când este frică de ceva, el moare de inimă ca și când ar fi adevărat, și când se uită, nu era adevărat. Doi indivizi care au încercat să treacă frontiera într-un vagon frigorific din România, pe vremuri, știți că exportau ăștia și vagoanele mergeau goale acum încolo, și pe drum le-a venit ideea că, de fapt, ăștia au pornit sistemul de răcire. Nu era adevărat. N-a pornit niciun sistem de răcire, dar la nivel mental, ei au crezut că a pornit sistemul. A zis, sigur, gata, au pornit înghețarea. Și i-a găsit morți pe amândoi în poziție fetală, deci cum este copilul în pânte cu mamei, i-a găsit morți pe amândoi de frică și nu era niciun fel de îngheț acolo. De aceea psalmul spune, în primul și în primul rând, ia măsuri aici. Nu trebuie să te temi, în primul rând. Nu ai motive. Aveți o întrebare, da? Vă rog. Era bine dacă aveam un microfon. Era bine dacă aveam un microfon, să dăm că trebuie să se audă bine în toată sala și poate cineva care vrea să deservească pe oricine va întreba. Cred că pe Psalmul 91 vorbește despre Iisus Hristos. Numai despre El. Se știe lucrul ăsta. Și n-ar trebui să-L băgăm în astea. Da. Pentru că asta e rezervat numai pentru Domnul. Da. Asta e părerea mea. Da. Pot să fiu greșit, dar asta e rezervat pentru Hristos. Păi, ați observat. Alte versete care ne putem... Sigur că da. Dar asta e ceva special. Da. E foarte înțelept ce a spus, pentru că diavolul îi aplică lui Iisus acest psalm. Zice, scrie acolo ca să nu te lovești de... pentru Domnul, anume... Da. Am avut ocazia, când eram student, să avem vizita unui episcopului, cum să-l numim, domnule, care era general, episcop general peste Biserica Anglicană în Uganda. A ținut un discurs la Națiunile Unite și imediat a zburat la Oxford, ne eram noi acolo într-o sesiune și a ținut acolo, în fața noastră, a ținut un discurs. Și a început discursul foarte, foarte direct și a spus, hai, la toată studențimea și la profesorii, I am HIV positive. Primul cuvânt pe un băiat tânăr. Era un băiat tânăr și cu soția lui lângă el. I am HIV positive and my wife, she is HIV positive too. Ea era acolo, soția lui, și ea era bolnavă de SIDA și el bolnav de SIDA. Primele cuvinte pe care le-a spus. Gata, au rămas singuri la masă, nu stătea nimeni cu ei la masă. Eu m-am dus că, zic, trebuie să nu se simte oamenii părăsiți. Dar ce ne-a povestit omul ăsta din Uganda? A murit o generație de milioane de oameni, de tineri în speță în Uganda, bazați pe credință. Dintre cei care au murit din generație, între 80 și 90% erau creștini. Ăștia au murit în masă, convinși că îi păzește Dumnezeu. Și au murit în felul ăsta, refuzând să ia măsuri de protecție sau de igienă, așa cum ar fi trebuit. Au murit foarte puțini musulmani, 2% și 0% evrei. Uite, acum Ionica se bucură foarte mult că din clasa lui și cu Vas, uite, a ridicat mâna, zice victory, gata. E foarte bucuros de treaba aceasta. Din ce cauză? Ei, ați observat că Moise a venit din armata egipteană, el acolo a făcut școală, nu era oriunde, și el a inventat WC-ul, el a inventat lopata cu care se face curățenie în jurul taberei, păi să te fi dus în taberele păgânilor, de-aia s-a speriat și Balaam de ei când a văzut ordinea asta și a zis, Doamne, așa ceva l-a apucat, frica. Moise a venit cu toate măsurile astea de igienă, prima dată în istoria lumii în care s-a luat măsuri de igienă publice și să nu se răspândească molimele acestea în masă.
Nu, aceea, un om care nu ține cont de așa ceva, omul ăla nu e credincios. Este un om închipuit, e un om care crede în el însuși. Dacă ai crede în Dumnezeu, El ți-a spus, fă ce ține de tine. Pune o turtă de smochine aici sau bagă-te în apă, sau adică sunt ceva măsuri de igienă care trebuie luate. Cu referință la credință, mulți se duc în Marcu 16, da, și fac referință la versetele, veți lua mânășeri, veți bea o travă și nu vă va vătăma și așa mai departe. Deci e asta o extremă. Da. Păi Daniel a luat în brațe lei și n-a avut nimic. Dar vă dați seama că ăsta e mai serios, e un leu în brațe, cred că nu mai rămâi zdravan, adică nu zic fizic, dar așa mental mă gândesc. Dar el nu s-a dus acolo să ia lei în brațe. Știți că aici, în statele acestea din sud, există o sectă numită creștină, în care pastorul ia în mână vipere și unii dintre ei au fost omorâți. Au murit în timpul... Așa, știți, a fost și la news. Aceasta, bazat pe textul ăsta. Exact. Da. Nu. Daniel a fost, i-am spus nepotului astăzi, zic, nepoate, ai cartea asta, lei în groapa lui Daniel? Și nepotul odată a ridicat sprâncenele, că el știa de Daniel în groapa cu lei. Dar când i-am spus, zic, ai cartea asta cu lei în groapa lui Daniel, nepotul s-a speriat odată și după aia s-a uitat după maica sa. Și i-am explicat, nepoate, nu au fost Daniel în groapa lor, ei au fost în groapa lui, pentru că cu cine e Dumnezeu, acela este stăpânul. El nu s-a dus acolo de distracție sau ca să demonstreze că e tare cu lei, ci el s-a dus acolo, a fost dus în locul acela, a fost condamnat pentru credincioșia lui, nu pentru necredincioșia lui. Și el a spus așa, Dumnezeu m-a păzit pentru că nu a găsit în mine ceea ce s-a spus că aș putea să fac. Între credință și imitațiile credinței este așa mare asemănare, nu știu dacă ați auzit că există aurul nebunului, ați auzit? E pirită. E un mineral, pirită se numește, e nimic, nu are nicio valoare, e ordinar, e piatră, dar seamănă cu aurul în așa hal, pirita, încât nu poți să nu crezi. A cumpărat cineva într-o altă împrejurare, s-a dus toată pensia, toată ce adunase pe viață, a cumpărat o cărămidă din asta și era cărămidă de pus la sobă. Deci, da, între credință și imitațiile credinței, este o atât de mare asemănare încât numai Duhul Sfânt îți poate deschide ochii ca să deosebești lucrul ăsta. Și când tu însuți ești confruntat cu problema aceasta, tu trebuie să aduci înaintea lui Dumnezeu credință. Nu știu dacă ați observat ce s-a rugat fratele Costel când a început. Voi trebuie să fiți foarte atenți, adică mă voi ruga cu Duhul, dar mă rog și cu mintea. Eu sunt atent la ce zice acolo, că te întrebam după rugăciune. Dar tu ai zis așa, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune în neprihănire. Ai zis sau nu? Ai zis. Da, gata, așa a zis. Dumnezeu să ne dea înțelepciune în neprihănire. Nu e totuși, nu. Neprihănirea nu are nimic nebun în ea, sau nebunește, sau fanatic. Fanatismul nu este credință, ci ea este întemeiată pe acel duh blând și liniștit care se încrede în Dumnezeu și care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așa scrie Biblia. Care ar fi noi ca și creștini? Noi în fiecare zi ne întâlnim cu oamenii. Care ar trebui să fie atitudinea noastră și chiar mai mult lucrurile pe care le facem, nu în fața oamenilor, dar acasă, în relație cu toată panica aceasta din lume, da, în relație cu toată starea aceasta a lumii. Da. Putem să facem sau să spunem ca și niște gânduri de concluzie. Noi ca, da, și creștini, cum ar trebui să ne purtăm? Ce ar trebui să facem sau să întreprindem în fața oamenilor, în fața Domnului și, da, în acasă, unde suntem, în familia noastră. Mulțumesc de întrebare. Pavel îi scria lui Timotei, pe tine însuți dă-te pildă, fă o pildă din viața ta, ce înseamnă un om cu o credință sănătoasă? Ce înseamnă un om care merge în neprihănire cu înțelepciune? Ce înseamnă un om călăuzit de Duhul Sfânt? Acest lucru trebuie să-l vadă copiii tăi în tine. Iubiților, dacă mi-i îngăduiți, am fost într-o situație din asta, am fost de vreo câteva ori în viață, dar vă spun una care a fost cea mai grozavă posibil. Eu cred că v-am mai amintit, dar acum nu vreau să amintesc decât o mică ferestruică. Răspund la întrebarea asta.
Noi am fost prinși când am împlinit 17 ani de la căsătoria noastră, am mers la Newport Beach în California cu toată familia, acolo unde locuim, și am fost la plajă pe marginea oceanului. Soția mergea de mână cu cea mică, cu Cristina, care avea 3-4 ani și acum graduează de la Law School în mai. Pe 9 mai era vorba, dar le-a cancelat graduarea. Oricum, vor gradua altfel. Soția mergea de mână cu cea mică pe plajă și eu eram în apă cu cele trei. Cu Elena, care este aici, cu Manuela, care e în Idaho, și cu Vicky, care este în California. Eu eram în apă și înotam cu ele și ne băgam cu capul pe sub valuri și ne alergam. Și deodată eu am observat, primul am observat, că marea se transformase într-o oglindă. Era un lac, marea nu e, ocean, adică, oceanul nu e oglindă, frate, e continuu să mișcă. Era oglindă perfect. Mi-am dat seama că e ceva în dezordine și când mă întorc buimac să văd unde suntem, eram foarte departe de țărm în larg. Ne cărase, n-am simțit când ne-a cărat rip tide, se numește, sau rip current, ne-a luat și ne-a dus în larg acolo, toți patru. Și vreau să vă spun ce s-a întâmplat în clipa aceea. Am spus la fete, opriți-vă, suntem foarte departe, cu glasul bun, cu asta, liniștit, cum liniștit, scrie așa, în Biblie, în liniște și odihne va fi mântuirea voastră. Nu am țipat la fete, nu am avut niciun fel de disperare, opriți-vă, suntem foarte departe de țărm. Fetele au încercat să se oprească, dar apa continua să ne ducă. Noi eram într-un fel de cerc de dans al morții. Ne trăiam ultimele clipe. Nu era niciun fel de scăpare din situația asta și ne învârtea apa în felul ăsta și continua să ne ducă mai departe. Vicky, fiica mea, spune, tati, nu mai pot să not. Și eu îi spun cu același glas, ba da, mai poți. Elena, cea care este aici, tati, nici eu nu pot să mai not. Ba da, mai poți. Și în clipa aceea am intrat în comuniune, nu am făcut o rugăciune, astea nu se fac, astea se trăiesc. Am intrat în comuniune cu Dumnezeu și i-am cerut acest lucru. Doamne, tată, eu rămân aici, nu cer nimic pentru viața mea, trimite-le pe ele înapoi. Asta e tot ce cer. Amin și îți mulțumesc. Dar n-am zis cu voce tare. Totul a fost așa cum am citit. În liniște și odihne va fi mântuirea voastră, în seninătate și în credere va fi tăria voastră. Imediat ce am spus cuvintele astea în sufletul meu, fetele s-au întors înapoi, toate trei, și au luat-o împotriva curentului. Și erau trei căpșoare mici, înotau unul după altul și țipau, tati, 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 și țipau și mergeau, nu le-am spus eu să înoate, să plece, s-au întors la o comandă, la o singură. Eu care știu să înot foarte bine și aș putea să, eu le dădeam lecții lor, eu n-am putut să înaintez un centimetru din locul ăla, m-am mai dus în larg cât am putut. Ele s-au întors înapoi, au fost singurele ființe care au fost prinse de curent și care au ieșit singure înapoi la țărm. Ceilalți au fost salvați de salvamare care erau acolo sau un băiat din Florida de aici a murit. Era notător profesionist, dar a murit pentru că s-a panicat. El a știut ce înseamnă, l-a prins și l-a cărat. A prins și pe băiatul unei sore din California. Dacă nu-l scoteau salvamarii, l-au scos în ultima clipă. Era aproape mort când l-au reușit din larg. Eu am rămas singur acolo în apă. Și fetele mele s-au dus contra curentului și înotau către țărm. Și am rămas singur în apă și plângeam de bucurie. Nu știu dacă voi știți că există lacrimi fierbinți. Ați auzit? Ah, bine, că așa zicem noi în poezii, dar te arde. Mă ardeau lacrimile mele pe față când eram acolo. Și continuam să slăvesc pe Dumnezeu și să mulțumesc și să laud pe Dumnezeu că a stat de vorbă cu mine și că mi-a scăpat fetele. Și n-am întrebat nimic cu privire la mine, absolut nimic, decât am continuat să spun, Doamne, Tu ai vorbit cu mine, Tu m-ai auzit, am stat de vorbă cu Tine. Și nu mai puteam, am pierdut fetele, nu le-am mai văzut, după ce au continuat să înoate către țărm și s-au dus. Ele care spuneau, nu mai pot să not, au mers până la capăt când Dumnezeu îți dă putere. Când erau ultimele clipe și mă pregăteam să spun rugăciunea din urmă,
Știți rugăciunea din urmă? Când mă pregăteam să spun rugăciunea aceasta, de mare mulțumire către Dumnezeu și de slăvire și de laudă la adresa numelui Lui, atunci am văzut deodată, am auzit o blescănire, când mă uit era un salvamar, fetele au reușit și au ieșit la mal și țipau, help și help și help. N-avea cine, pentru că toți salvamarii erau în apă și scăpau pe cineva. A fost pe distanță mare. Multă lume a fost prinsă și cărată acolo. A fost un fenomen. A dat la news seara. Am văzut și noi la news. Dar fetele au ieșit și au țipat și cum a ieșit un salvamar, a pornit înapoi după mine. Ele au spus că sunt în direcția asta, au arătat acolo și a venit. Am auzit zgomotul întâi. Și vreau să vă spun ce înseamnă făgăduința aceasta a Scripturii. Când Dumnezeu e prezent, îți ține sufletul foarte liniștit. Eu știu, o fi fost moartea, zic și eu, acum vă spun ceva. Deci undeva cam la, să zicem așa, 6 metri de mine, era ceva. Și dacă mă uitam acolo, era acolo. Și dacă mă întorceam, că nu vreau să mă uit în direcția asta, dacă mă întorceam, era acolo. Deci oriunde mă întorceam, era o prezență care se muta. Totdeauna era în fața mea. Și aud zgomotul ăsta. Când mă uit, era un salvamar. Și cu același glas blând și liniștit, i-am spus, don't be afraid of me. I-am spus, nu-ți fie frică de mine, nu te teme, zic, I am very calm. Să nu te teme de mine. El n-a avut încredere în mine. Nu pune mâna pe omul care se neacă niciodată, că te bagă la fund, te omoară și pe tine și nu știe nimic. Și a aruncat un plutitor cu o sfoară către mine, l-am prins, l-am pus dedesubt, m-am urcat pe el și am putut să respir pentru prima dată un picuț, am putut să trag un pic de aer. Și m-a întrebat, știi ce e treaba asta? I have no idea, am spus, nu știu nimic. E bine că nu știi. Lasă că vorbim altfel. Și am ieșit undeva departe, pe plajă, la niște betoane, pe acolo, la capătul celălalt. Când venim înapoi, am mers mult pe plajă, era soția și fetele și cea mică și o grămadă de lume care o consolau pe soția mea. O consolau pe ea, ea fiind disperată, neștiind ce să mai facă, pentru că nu știa dacă m-a găsit, nu m-a găsit, ce s-a întâmplat, că noi am ieșit undeva la orizont. Dar noi, pe când discutau ei așa, am apărut din partea cealaltă. Iubiții mei, darul acesta este ceea ce ne trebuie nouă într-o vreme ca aceasta. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În timp ce ne facem toată partea noastră, și pentru noi și pentru aproapele. Nu ești un bun creștin, nu ești un copil al lui Dumnezeu dacă știi că ești bolnav și vii la biserică aici. La o biserică nu departe de aici a venit un singur bolnav acum 2 săptămâni, unul singur, și săptămâna următoare a fost 31 din același loc. Nu e cazul. Un bun creștin stă liniștit, stă acasă și spune frumos, acum nu pot să particip, sunt în carantină, când sunt gata și ne vedem cu ajutorul lui Dumnezeu. Ăsta este un bun creștin. Și în același timp, și pentru un altul care nu știe, uite, vreau să te învăț ceva, fă treaba aceasta sau fă treaba cealaltă. E bine în perioada asta un plus de vitamină naturală, de vitamina C, de fructe, de astea care conțin din belșug. Este bine, nu pentru o vreme, pentru totdeauna, să evităm ceea ce este necurat, ceea ce Dumnezeu a spus că nu e bun pentru noi, fiindcă acestea, de ce a spus bunul Dumnezeu așa ceva? Am auzit și o săptămâna trecută o explicație a unui doctor, Neil Nedley îl cheamă, este un savant și e căsătorit cu o româncă. Și a spus că fiecare american inteligent se căsătorește cu o româncă. Așa? Da, e savant, nu? Că suntem noi toți savanți. El este savant, într-adevăr, conduce un institut de cercetări, e un mare om, și soția lui de la Constanța. Și el a spus treaba aceasta, s-a adresat populației și a spus bolile pe care le primim de la animalele necurate sunt transmisibile. Deci ai primit-o de la un animal necurat, o transmis de la liliac, spre exemplu. Acum a luat băiatul ăsta de la, sau cine fi fost, dacă este acesta adevăr, să transmit mai departe. Pe când celelalte care provin de la altfel de animale sau astea, te afectează pe tine, dar nu se transmit mai departe. Sunt
tot ce știm că, tot ce este pentru sănătatea noastră, tot ce știm că fortifică corpul, odihnă bună, vitamine cât de bine, o mâncare ușoară, naturală și dincolo de orice, un duh bun în sufletul nostru, o permanentă pace a lui Dumnezeu, bucuria în Duhul Sfânt care nu trebuie să ne părăsească nici în mijlocul necazurilor noastre. Noi trebuie să fim o pildă când trecem prin valea asta a umbrei morților. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, acolo. Aceasta ar fi cel mai indicat tratament pentru vremea aceasta și multe alte lucruri care le-am putea adăuga personal. Să ne ajute Domnul, deci eu am înțeles așa mai, dacă zic, să nu panicăm. Yes. Asta a fost exemplu cu situația din curentul, rip curent de apă și să ne rugăm. Da. Asta a fost două elemente foarte puternice care au marcat din experiența care fratele Nicu ne-a spus-o. Să nu fim, să nu intrăm și noi în panică, fiindcă știm cine este Domnul nostru și să ne rugăm Lui ca El să lucreze și în viața noastră și în viața celor care sunt afectați. Probabil că este foarte bine să avem în fiecare zi timp de rugăciune acasă pentru toată lumea care astăzi este afectată de situația aceasta și ca Dumnezeu să folosească situația. Aș putea să mai spun ceva cu frate de-a lui Ionică. Dar a fost o altă situație. Eram într-un avion care se rupea în bucăți, pur și simplu, a decolat din Seattle și deasupra oceanului am fost prins în așa hal, într-o serie de turbulențe. Eram la jumate, deci nu se putea întoarce nici înapoi și nici înainte. Eram unde era mai rău posibil. A fost în așa hal că s-au deschis capacele de la bagaje, a căzut peste oameni, unii oameni au început să toarne alcool în ei, s-au prins de brațe, țipau, unii au vomitat, la WC nu putea să mai ajungă nimeni, au căzut pe jos, erau o familie de englezi în fața mea, pentru că odată au fost trei salturi unul după altul, dar cu zgomot mare, bu, 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 a treia oară cădea cu noi, era din ăsta, 747. Și eu eram pe scaun cu Biblia în mână și încercam să subliniez și îmi sărea pixul în toate părțile. Încercam să subliniez niște versete care mi se păreau extraordinare, mai bine că atunci n-am înțeles în viață. Da. Și lângă mine era un băiat evreu. Și el era cu pumnii în stomac, așa. Cu pumnii, și îl zvârlea, în mine, după aia, fereastră în partea elaltă și ne dădea în toate felurile. Și el cu pumnii în stomac, așa. Și eu l-am lăsat o clipă Biblia și mă întorc spre el și zic, te simți rău. Și el spune, zice, când am stres, să rupe stomacul cu mine, să rupe stomacul cu mine când am stres. Dar eu îl întreb, zic, dar de ce ai stres? Uliu, când am întrebat așa, imediat s-a depărtat de mine, a zis, ăsta s-a dus deja, a terminat. Zic, de ce ai stres, tu nu crezi în Dumnezeu? Și el zice, ba da, tatăl meu este rabin în Seattle, zice, am carte de rugăciune aici, în servietă, avea cu el acolo și uite, tot, cum să nu? Păi dacă tu crezi în Dumnezeu, atunci nu are rost să trăiești stresul ăsta, zic, niciun fel de frică, niciun fel de teroare, asta este pentru oamenii fără Dumnezeu. Când avem pe Dumnezeu cu noi, chiar dacă avionul rămâne într-o aripă, noi aterizăm în Londra. Dacă nu e Dumnezeu cu noi, nici nu vreau să ajungem acolo, ne oprim aici, cădem în apă, ne-a păpat peștii și s-a terminat. Aoleu, și el se întoarce spre mine, zice, mă duceam și eu la... Fiți atenți cum vorbea el. Mă duceam, I was going to my sister in Tel Aviv, că are cancer, sora mea la Tel Aviv, și mă duceam și eu la sora mea și... Și zic, acum nu mai mergi? Nu, zice, știi ce, roagă-te tu pentru sora mea de la Tel Aviv. Gata, zic, mă rog pentru sora ta de la Tel Aviv. M-a rugat pentru dumneai acolo în avion. După aia când a ascultat rugăciune, roagă-te tu și pentru mine. M-am rugat și pentru el. A desfăcut imediat ceasul de la mână. Avea un ceas din ăsta cu altimetru, cu toate dotările după lume. A desfăcut ceasul după mână imediat și mi l-a dat mie. Uite, îți dau ție ceasul ăsta. Vreau să vorbesc 10 ore cu tine când ajungem în Londra. Ajungem în Londra acum. Doamne, zic, gata. Și vă spun ceva minune. În timp ce vorbeam cu el, l-a luat somnul. Cum poate să doarmă Petru în pușcărie când știe că mâine îi taie capul? Cum poate să doarmă omul ăsta lângă mine când dacă nu eram prins în centură, ne zvârlea în tavandă, nu știam de noi?
L-a luat somnul Buștean, deci. Îl dădea într-o parte, îl dormea și așa a dormit și s-a liniștit până la urmă avionul și au adunat mizeria de peste tot și ce s-a mai putut face. Dar el nu s-a mai trezit din clipa aceea mult timp și când am ajuns în Londra nu mai putea de fericire și nu mai putea de fericire și zice, am să-i spun tatălui meu de la Seattle, am să-i spun lui tata. Tata lui este rabin. Este vremea, iubiții mei, și noi putem să vedem în sufletul nostru, cine e Domnul pentru tine? Asta nu vezi decât într-o situație de viață și de moarte. Că așa e ușor să predicăm aici de la amvon despre Domnul, un alta. Dar într-o situație de viață și de moarte, acolo într-adevăr se vede cine este El pentru tine. Cât de real și de viu este El pentru tine. Uite cum e pentru nepotul. Lui nepotul i-a spus, fiică mea, Jason, Jesus loves you. Și atunci nepotul zice, did he call you? Te-a sunat? La telefon? Și fiică mea zice, nu știam ce să mai spun, tată, dacă m-a întrebat că dacă m-a sunat Iisus la telefon să-mi spune treaba aceasta. Deci, pentru el este prezența reală. Și a spus el, a spus Mântuitorul, până nu veți ajunge ca acest copilaș, nu puteți vedea împărăția cerurilor. Dumnezeu să ne dea și nouă darul acesta al credinței și al încrederii în el. Mulțumesc! Amin.